Polițiștii din cadrul serviciului rutier Călăraș acționează pentru susținerea campaniei naționale de ce siguranța rutieră, prezentându-le beneficiile siguranței rutiere tuturor utilizatorilor de drum. Campania propune creșterea gradului de conștientizare la nivel național, atât cu privire la amploarea problemei siguranței rutiere, cât și a beneficiilor substanțiale ale îmbunătățirii siguranței rutiere în plan social, economic, al sănătății și mediului. În perioada 24 septembrie-22 octombrie, la nivelul județului, polițiștii rutiere au desfășurat activități de informare în rândul tuturor participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun prin viteza excesivă, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, neportul centurii de siguranță, folosirea telefonului mobil la volan, neutilizarea unui sistem de siguranță pentru copii și pericolele utilizării căștilor audio de către pietoni. Recomandările au fost susținute și de materiale cu caracter preventiv, broșuri și flyere, pe care polițiștii le-au distribuit participanților la trafic. De asemenea, au fost distribuite în unitățile de învățământ afișe cu recomandări preventive, întrucât se dorește conștientizarea necesității formării încă de la o vârstă fragedă a unui comportament rutier responsabil.